Domnul Hristos săvârșise minuni și pusese la inima oamenilor cuvânt care îi hrănea și îi mângâia. Pentru aceasta era urmat pretutinde, ca o primăvară a sufletelor, ca o apă curată de care erau însătați și pe care o așteptau de mult. Mulți vedeau în minune pe care le făcea Domnul lucrarea lui Dumnezeu, dar nicio clipă n-ar fi gândit că omul aproape simplu ca și ei, mergând asemenea lor, îmbrăcat la fel, în praf ca și ei, accesibil tuturor, ironizat și pus la încercare de cărturari și de farisei, n-au putut crede că un om atât de accesibil ar putea fi însuși Dumnezeul cel viu, Fiul lui Dumnezeu în care se împlinesc toate prorociile. Gândeau negreșit că este lucrarea lui Dumnezeu descoperită. Poate că este un mare proroc, mare învățător. Dacă este însuși Dumnezeul cel viu, n-au putut să creadă. Și astăzi sunt oameni care se îndoiesc. Și au fost în fiecare timp în istorie că în Hristos nu am văzut un proroc, vreun întemeitor de religii, vreun filozof, vreun înțelept mai mare decât toți ceilalți, ci pe însuși Dumnezeu care a luat trup și a venit atât de smerit și firesc între noi. Învăța într-o casă, nici nu este de mirare că s-a umplut atât de repede casa încât nu mai încăpea niciun suflet. De mirare este ce avea să se întâmple. Învăța pe oameni și vedem că o zi întreagă, atunci când a fost predica de pe munte, au stat mai mult de 5.000 și bărbați și femei ascultând cuvântul său și ascultându-l cu atâta uimire și cu atâta bucurie încât nici n-au întrebat bărbați și femei, oameni maturi, până spre seară, ce vom face, că iată, este vremea spre seară și nici măcar n-am mâncat ceva. Atât de puternic era cuvântul, atât de onești, atât de însetați erau oamenii de a primi acest cuvânt. Așa își dorea și într această casă. Deși erau mulți, e de înțeles că era liniște în casă. Nu era pe vremea aceea nici boxe, nici difuzoare. Și trebuia să fie liniște pentru ca să fie auzit cuvântul în întreaga casă. Și în această liniște se aud dintr-o dată zgomote pe acoperiș, probabil praf căzând. Se întâmplă un lucru neobișnuit, că printr-o gaură făcută de acoperiș este pogorât slăbănogul. Un om slăbănog, și pogorirea lui în fața Domnului era pentru toți un înțeles clar că îl duceau cei patru care l-au dus prieteni ai lui, știindu-i suferința. Nu ne spune evanghelistul, i-a chemat slăbănogul, a fost inițiativa lui, a fost inițiativa lor. Fapt e că împreună cei patru care l-au ajutat și el au făcut acest gest de mirare și de mare îndrăzneală. Într-adevăr, în timpul de atunci, în Israel foarte cald, acoperișul caselor este foarte sumar făcut, din paie, pentru că mențin oarecare răcoare și ușor de dat la o parte. Se dă la o parte și strategic, ca se poată răcori. Foarte rar plouă acolo. Încât, ceea ce la noi pare cu neputință, atunci era un lucru oarecum obișnuit, dar neobișnuit ca într-o asemenea întâlnire să cobor pe cel bolnav cu cele patru frânghii, arătând aceasta o îndrăzneală, dar și o inteligență și o pricepere, o istețime a minții de a găsi o soluție.
Puteau cei patru să zică Srebănogului, te-am adus până aici, gata, nu putem pătrunde. Nu putem da toată lumea asta la o parte. Ce vrei să facem mai mult? Atâta ți-a fost. Să urci pe acoperișul casei, oricât de mică va fi fost casa aceea, cu targa, cu cel Srebănog după tine, să greșești forțele legi. Îți cerea multă bunăvoință și o îndrăzneală și o bărbăție și o statornicie. Era mult mai simplu să spui, nu se poate, așteaptă și tu afară, când o să iasă, o să vedem atunci ce va fi. Va fi durat puțin timp până s-au urcat pe casă, până când au pregătit targa, până au coborât-o. Un lucru neașteptat. Domnul nu-l întreabă pe Srebănog, ce-i cu tine aici, la ce ai venit, pentru ce deranjezi, de ce n-ai așteptat afară? Nici măcar nu-l întreabă, precum pe alți bolnavi, voie să fii sănătos. Era de înțeles că asta căuta acolo. Și în mod neașteptat, fiule, iertate îți sunt păcatele tale. În mod neașteptat, pentru că nici cel Srebănog, nici ceilalți n-au spus, Doamne, iartă-mă pentru ceva păcate. Sau am așa ceva pe conștiință. Însă de câte ori Domnul a vestit un cuvânt și a spus ceva unui om, s-a adresat unui gând mai adânc al lui. Ba de multe ori, putere vindecătoare a ieșit din trupul lui, precum atunci când femeia cananeancă s-a apropiat de el cu gândul de a fi vindecată. Și Domnul a vădit că pentru gândul ei a fost vindecată în chip minunat. Când se apropie omul de Dumnezeu, când intră în biserică, se cercetează pe sine și este o oglindă în care vrând nevrând ne vedem așa cum suntem, cu cele bune pe care a lucrat Dumnezeu în viața noastră, dar și cu scăderile noastre și cu nelăsările noastre și cu cosmetizarea de zi pe zi pe care ne-o facem, încercând să părem mai buni. În adâncul nostru ne știm și cele cu neputință. De aceea mulți oameni nu vin în biserică și prihănesc ale bisericii, pentru că în forul lor lăuntric le se teamă de această confruntare în biserică când vii în fața lui Dumnezeu. Te vezi așa cum ești. În perioada de pregătire pentru postul cel mare, vedem că s-a pus înainte pilda vameșului și a fariseului. Puțin vameși intrau în templu. Pentru că și intrarea în biserică cere o confruntare și urmează după ea o schimbare pentru care ești pregătit sau nu. Vedem că acel vameș a intrat în templu și avea gând o schimbare pe care nu știa cum să facă. Era aproape într-o încurcătură. Cum ai fi putut să trăiești ca vameș într-o viață mai plăcută lui Dumnezeu? Și nu știa altceva decât să-i ceară Domnului priceperea aceasta. Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. Milostiv și în sensul de a-mi descoperi cum să trăiesc în păcat cu mine și cu tine, Doamne. Când Srebănogul a fost pogorât în fața Domnului, înțelegem că inima lui erau asemenea gânduri. Era o preocupare și pentru păcatele lui. Și e cu putință ca boala să fie urmat unor păcate mai grele. Pentru că nu întâmplător a început Domnul cu aceste cuvinte. Nu întotdeauna boala este o consecință a păcatelor. Uneori, boala este dată omului tocmai pentru a-și împlini o lucrare a sfințeniei și a mântuirii. Nu întotdeauna putem să înțelegem de ce un om își poartă boala sa sau ce orb era orb. Dar în Evanghelia de față înțelegem
că boala avea o legătură cu păcatul și pe cel slăbănog îl apăsa aceasta. De aceea Dumnezeu pune degetul acolo unde doare mai tare și e mai important. Pentru că atunci când păcătuim, fie din slăbiciune, fie amăgiți precum Adam, de vreo părută știință, de vreun părut lucru bun, de o slavă a oamenilor, de fiecare dată când avem acestea, undeva se slăbește în noi lucrarea noastră cu Domnul. Cauza păcatului este în ultima adâncime, o slăbire a încrederii și a credinței în Domnul. Și de câte ori slăbim aceasta, dacă la Adam a urmat moarte, la om apare slăbiciune, apare neputință și boală. Și așa s-a întâmplat cu slăbănogul pe care îl avem. De aceea Domnul vedește că ce avea nevoie mai mult atunci era să fie iertate păcatele. Și cei de față pe bună dreptate spun, cine are putere să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Cum poate să spună așa ceva? Și aveau dreptate gândind așa. O vindecare și atunci și astăzi o poate face și un or care și-a însușit o tehnică medicală, care știe cum funcționează, care e fiziologia trupului omenesc și pune plasturile la timp și la locul potrivit. Fie că e omul acela credincios mai mult sau mai puțin. Dar iertarea păcatelor nici preotul, nici arhiereul nu o face în numele Lui și cu puterea Lui, ci în numele Lui Hristos și cu puterea Lui Hristos, în numele Lui Dumnezeu, singurul care poate ierta păcatele. De aceea murmurul celor de față era îndreptățit. Cum poate să spună că îi sunt iertate păcatele? E adevărat ce zice? Își bate joc de noi? Ia numele Lui Dumnezeu în deșert? Și Domnul revestește. Într-adevăr, este greu această lucrare. Dar ca să înțelegeți că ceea ce vă spun eu e adevărat, iată pe ce truiesc cu această vindecare minunată. Și slăbănogul, care era de mulți ani paralizat, a primit putere de a se vindeca și a pleca pe picioarele lui de la această întâlnire. Și înțelegem că vindecarea lui a fost și un semn, iubiți credincioși, pentru iudeii de atunci și pentru noi astăzi. Că cel ce în chip atât de firesc și de simplu a vindecat pe oameni, le-a grăit cuvânt adânc, era însuși Fiul lui Dumnezeu celui viu, Dumnezeu cel adevărat, cu această putere a iertat păcatele și au fost iertate. Și puterea lui Dumnezeu este cea care lucrează pace în suflet și reașează pe Dumnezeu în legătură cu omul. Reașează pe om în legătură cu Dumnezeu. Religie, aceasta înseamnă, din latină, a lega și a relega religie. Aceasta este etimologia. A reuni pe om cu Dumnezeu, a restabili o legătură. Prin această vindecare, precedată în primul rând de darul iertării păcatelor, Domnul ne arată cât de important este în viața noastră să înțelegem păcatele noastre și să dorim să ne transformăm și să ieșim din stăpânirea lor, să devenim oameni noi, oameni care lucrează adevăr și iubire în această viață. Și atunci vom avea putere să înțelegem lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Și chiar mai mult decât atât. Pentru că oamenii care s-au luat pe ei în serios, pe ei înșiși în serios, oamenii care au vrut să-L cunoască desăvârșit pe Dumnezeu, au împlinit fericirea pe care Domnul o vestește, fericiți cei curați cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu. Și au ajuns prin rugăciune și prin atenție la fiecare mișcare a inimii și a minții
să vadă încă pe pământ fiind slava cea necreată a lui Dumnezeu. Slava cea din vea care s-a arătat pe muntele Taborului. Astăzi prăznuim pe Sfântul Grigorie Palama, cel ce a trăit la sfârșitul secolului al XIII-lea și începutul celui de-al XIV-lea, 1296-1359. Și Sfântul Grigorie Palama a descoperit aceasta, că prin stăruință și prin rugăciune și prin curățirea omului de tot ceea ce străin de Dumnezeu în această viață, poate ajunge să vadă slava sa cea necreată. Aceasta ne este pus înainte, iubiți credincioși. Aceasta este ortodoxia și aceasta este puterea dreptei credințe. De aceea, după Duminica Ortodoxiei, urmează Duminica Sfântului Grigorie Palama. Ca să înțelegem că adevărul credinței nu l-au învățat oamenii din vreo carte, citit vreun catehis, sau nu numai asta, ci un adevăr descoperit de Dumnezeu și care merge până la sfințirea desăvârșită a omului. Acesta este mesajul pe care ni-l dă biserica în această duminică. Pentru aceasta îl cinstim pe Sfântul Grigorie Palama, cel care a trăit și în Sfântul Munte, la Mănăstirea Lavra. Îl cinstim pentru că nu doar a teologisit despre acestea, ci a trăit el însuși cu credință puterea rugăciunii. A cunoscut oameni sfinți și ne-a pus înainte această mărturie a Lui, că putem și noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai adânc, să înțelegem că lucrează în istorie și că toate câte ni se întâmplă au un rost. Și în ciuda oricăror crize aici pe pământ, chemarea noastră rămâne aceeași, să trăim viață fără de păcat și să-L cunoaștem pe Dumnezeu tot mai deplin. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, iubiți credincioși, ca să primim și noi darul iertării păcatelor, să ne vrenicim și noi a-L cunoaște pe Dumnezeu, a ne umple de bucurie și de pace în inimile noastre prin această cunoaștere și să împărtășim și altora această putere și bucurie pe care Dumnezeu o dă celor ce cred într-însul, spunând: fericiți sunt toți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe El. Așa să ne ajute Dumnezeu.